În data de 4 ianuarie, un echipaj de specialiști pirotehnici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Călăraș s-a deplasat pe raza Comunei Perișoru pentru ridicarea asanarea teritoriului de muniție rămasă neexplodată și transportul unui proiectil exploziv de calibru 100 de milimetri. Elementul de muniție rămas neexplodat a fost descoperit de către un cetățean din Comuna Perișoru, care a solicitat intervenția echipajului pirotehnic. Pirotehniștii au intervenit cu o auto specială și au ridicat elementul de muniție pe care l-au depozitat în vederea distrugerii ulterioare. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș recomandă cetățenilor ca în momentul în care descoperă elemente de muniție rămasă neexplodată să apeleze la numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția autorităților abilitate să intervină.